Păi o ceară de calitate, în primul rând, un fagure artificial sau foaie de fundație o recunoaște albina. Hei, bună ziua! Suntem sau ne îndreptăm spre Sebeșul de Jos. Mergem spre domnul Cercel. Ne vizităm linia de matrițare, de prelucrare a cerii unde face dânsul faguri artificiale. Hey, bună ziua! Bună ziua! Hey, dragilor, suntem la domnul Cercel. Dânsul acum nu lucrează, însă acum are instalația pusă puțin pe stand-by. Are pregătit fagurii și dânsul de obicei prelucrează materialul clientului. Bună ziua, domnul Cercel! Mulțumesc că ați acceptat să vă fac o vizită și să vă iau un scurt interviu. Un lucru pe care aș vrea să-l discut cu dumneavoastră, fiindcă sunteți profesionist în tale cerii, eu nu mă percep la ceară, apar întrebări de la colegi ce face ca să iese fagurii de calitate. Oamenii, cum discutam și despre brumarea calupului de ceară, sunt îndoielnici când vor să deosebească ceara de calitate, fagurul de calitate și noi să ne punem câteva întrebări și să ne ajută să înțelegem cum ar trebui să ne producem o ceară de calitate și cum o deosebim. Păi o ceară de calitate, în primul rând, un fagure artificial sau foaie de fundație o recunoaște albina. În momentul e recomandat să se bage seara la clădit, ea poate să clădească și pe stimulent și pe cules din natură. Și în momentul când e o ceară de calitate, ea până dimineața trebuie să fie clădită. Atunci puteți să concluzionați că ați avut de-a face cu o foiță de calitate. Dacă nu este clădită, specific încă o dată, se clădește pe stimulent sau pe cules de afară. Dacă nu are stimulent și cules, atunci nu are de unde să clădească. Deci, dar dacă aceste două condiții sunt îndeplinite, ea trebuie să o clădească. Dacă nu o clădește, atunci foița respectivă de fagure artificial are o problemă. O problemă pe care eu nu pot să o demonstrez, o demonstrează albina pentru faptul că nu o clădește. Dacă în continuare o mențineți acolo, s-ar putea ca albina să o clădească, din motive că altă alternativă nu are. Dar în momentul în care v-au clădit-o, matca o să o ponteze foarte, foarte greu, aproape că o ocolește. Dacă vine timpul de bagă miere mai multă și ea se lasă, își modifică, se duce în jos, fagurile acela e iarăși de necalitate. Deci recomandarea mea să nu-l amestecați cu căpăceala. Știu că suntem obișnuiți să nu pierdem, dar asta e o tragedie, pentru că pierdem mai mult după aia decât dacă pierdem puțin. Și recomand să nu se amestece cu căpăceala. Deci, acel fagure mai bine să-l aruncați. Familia de albină clădește dacă are cine clădi și are de une. Da, da. Asta știe apicultorul. Da. Deci dacă are putere, da, de clădire. Are albina care să-i clădească și are cu ce, adică și hrană. Ce hrană. Da. Și dacă se întâmplă să fie fagurile acela care s-a deformat, omul constată, își dă seama. Ce ar trebui să facă cu el? Păi el să fie aruncat. Știți cum l-a scălcat pe apicultor, pe bătături? Că acum s-o vor supăra pe mine, dar eu o să spun, noi apicultorii suntem mai zgârciți. Am căutat să nu pierdem nimic. Foarte de acord, am spus lucrul acesta, e foarte greu să pierzi. Da.
Dar pierdem... Nu ar putea merge la lumânări sau la altceva decât să o mai bagem înapoi, nu știu. Păi da, da, știi ce se întâmplă? E o muncă în plus. Uh-huh. Pentru că trebuie să faci diferență. Trebuie să scrii pe saci unde bagi. Asta e bună, asta nu e bună. Eu v-am autorizat la bio. Eu i-am spus că eu nu depozitez, anume pentru ca să nu încurc calupurile. Și după aia e descalificat cel care e la bio. Și omul a făcut un efort să fie calificat la bio și nu știe din ce motiv. Și motivul poate să vină de la mine. S-a încurcat un calup care nu era la bio. Era... Dacă vi se întâmplă cu 200 de faguri, e foarte greu să renunțați la 200 de faguri. Dar vă dați seama ce înseamnă să aveți ceară de calitate pe parcurs. Atunci răul acela nu mai scoate nimeni. Ar trebui să-și asume efortul, colegii efortul, care așa, da, efortul, să înceapă de unde... Nu, deci efortul e foarte simplu. Dacă topiți căpăceală, topiți numai căpăceală. Dar ce se fac cu ea care nu fac miere? Dacă nu fac miere? Da, cei care nu fac miere și nu au căpăceală. Și au numai faguri. Au numai faguri. Păi acum, la oamenii atunci e mai ușor. Pentru că nu au căpăceală. Și atunci poate să facă... În doi saci se pune separat. Ăștia au curs, ăștia nu au curs. Corect. O metodă. E un efort în plus, o etichetă pe sac, dar nu etichetă de hârtie care se compromite la ploaie și la o etichetă de metal pe care nu se compromite. Da. Și atunci se poate face distinție între o ceară bună și o ceară care nu e acceptată de albină, care aia nu mai este ceară, de ceară numai albinele o face. Nu există ceară de altă categorie. Am făcut calupul, am ajuns la dumneavoastră și stau de vorbă cu dumneavoastră și aveți dubii pe o ceară. Cum poate să fac omul deosebirea încât să nu mai ajungă până la dumneata și să facă de râs? Că și eu am avut calup care nu corespuns. Cum o deosebești dumneata ca profesionist și pe aspectul exterior sau pe... Ne-am uitat noi la frântura aceea de ceară, de molecula, la structura cerii. La moleculă vă poate duce în eroare, da? Pentru că ceara provenită din căpăceală are molecula foarte fină. Uh-huh, da. Ceara provenită din faguri vechi are molecula mare. Am înțeles. Înțelegeți? Că tocmai aici e un proces invers. Ceara provenită din căpăceală e foarte rezistentă, deci duce la punctul de topire la 74 de grade, și ceara produsă din faguri vechi care are molecula mai mare duce la punctul de topire de 68 de grade. 68. Deci e diferență de aproape 7 grade. Care 7 grade e diferență destul de mare. Diferență destul de mare. Tocmai de aia ceara de căpăceală e o ceară foarte rezistență și foarte bună. Și atunci, dacă anul acesta picol, aveți de reformat faguri, aveți căpăceală de topit, îi recomandați să-i topiți în toamnă. După perioada de iarnă, după ce dacă o topiți în primăvară, nu o să aveți o caracteristică a cerii pure. Dar dacă topiți la sfârșitul anului și aveți de pus la o magazie, în special nu într-un climat foarte cald, dar nici foarte rece, să fie un 10-12 grade, nu știu dacă mulți dintre voi asta aveți posibilitate de beci sau nu aveți. La beci, că acolo e bune să țin murături de nu în gheață. Așa, și alte lucruri care peste iarnă în gheață. Ceara face ca o brumare, cum cade primăvara și toamna, în special toamna, bruma pe câmp de se vede alb, așa face și ceara. Nu mai ștergeți niciodată de acea brumă. Și aia dovedește că e o ceară bună. Care nu face brumarea, ai semnul întrebării, nu acceptă albina și aveți problemele care le aveți cu ceara. Pentru că noi, de fapt, nu mai ajutăm albinele. Și dacă le ajutăm bine, ele fac o performanță care mintea noastră nu e limitată. Nu, așa este. Nu. Pentru că eu am avut de-a face cu apicultori care au luat ceară bună și după aia au venit la mine și au spus că trebuie să schimbe tot fagurii, că matca nu mai vrea să treacă de pe ceară bună pe fagurii ceilalți. Când nu are alternativă, stă acolo, dar e nervoasă. Și atunci stupul face performanță mare, dar de noi depinde. De noi depinde tot ceea ce-i dă. Discutam cu dumneavoastră anul trecut când am venit la dumneavoastră că ar fi nevoie de un minim de ceară ca să poată fi lucrată numai ceara mea.
dumneavoastră spuneați, de vreo 300 de kilograme. Sunt apicultori care nu au... Nu, poate să aibă și 80 de kilograme. Da? Se poate lucra și cu 80 de kilograme și le dau înapoi 28. Am înțeles. Și 60 de kilograme sunt utile. Merge așa până când îți faci... Propriul stoc, cea de molecula, la structura cerei. La moleculă vă poate duce în eroare. Da? Provenite din căpăceală are molecula foarte fină. Uh-huh. Nu are molecula mare. Da. Ceara provenită din fagură veche are molecula mare. Am înțeles. Aici e un proces invers. Ceara provenită din căpăceală e foarte rezistentă, deci duce la punctul de topire la 74 de grade și ceara produsă din fagură veche care are molecula mai mare duce la punctul de topire de 68 de grade. 68. Deci e diferență de aproape 7 grade. Care 7 grade e diferență destul de mare. Diferență destul de mare. Tocmai de aia ceara de căpăceală e o ceară foarte rezistentă și foarte bună.